Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. Da, îmi transmite Alexandra să spun că Wait de la Florida e dedicație pentru băieții ăștia doi din Suceava care sunt acum pe lângă Kiev, căutând să mănânce și ei acolo. Dar nu s-au întors? O masă caldă. Nu, nu, aventura continuă. Sunt de vreo 4 zile acolo și nu știu ce mai vor ei să facă. Ci nu s-au convins. Nu s-au convins, da. Cum mi se părea că în cântec spune exact ca la noi, în Moldova, Way? Nu spunea Way? Păi da. Deci despre aia. Cum și ar ce fi înseamnă Way? Way, când spui Way, dă-i microfonul, Alexandre, că e de la Botoșan. Păi nici tu nu ești departe. Păi aia așa zic, dacă auzi conversații. Zici Way, Way, adică atrage atenția, Way, ce faci Way? Da, da, e un fel de Yoi de la Cluj. Da. Yoi, Way. Yoi, da. Da. Mai mult e adresare către, băi, uei, Radu, uei, Radu, ce faci, uei? Uei, Cătălin, despre ce uei vorbești? Sună, da. Uei, uite că am mai uei, învățat ceva. Da. Cum nu știai asta, dar specific moldovenesc. Habar nu aveam. Avut asta, nu, da? Nu, 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 știam cu uei. Ce faci, uei? Colui Ardealu. Colui da, am fost mai des în Ardeal. Da. Uei, Cătălin, bine ai venit încă o dată. Despre ce ne vei vorbi astăzi? Despre Traian Băsescu. Ah, de... Petrov. Da. Petrov, da, de acum e oficial. Domnul Traian Băsescu a fost declarat colaborator al securității. Uei, da. Țineți ideea. Ia. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. În alta curte de casație a stabilit, sau de fapt a respins recursul pe care fostul președinte Traian Băsescu l-a înaintat privind dosarul său în care era declarat colaborator al securității. În alta curte nu a admis probele noi, nici nu existau în mare, nu a admis recursul lui Traian Băsescu. Astfel, decizia rămâne în vigoare, astfel hotărârea CNSAS care a stabilit că domnul Traian Băsescu este colaborator al securității, este pusă în practică. Domnul Traian Băsescu, potrivit justiției de acum din România, a semnat mai multe note către Serviciul de Contrainformații Militare în perioada în care era student la Facultatea de Marină. Sigur că el la data respectivă a spus că, mă rog, așa erau împrejurările, că toată lumea dădea notele respective și a încercat să-și construiască o astfel de apărare. Notele respective erau în felul următor. Era o delațiune, să-i spunem, o informare despre un coleg de facultate care vânduse, făcea niște vânzări de bunuri, înțelegi? Niște butoni, niște drăcii de genul acesta. Blugi de astea. Blugi din astea și să mai consemna, țigări? Să mai consemna că sora sora omului respectiv este într-o relație cu un pakistanist. Deci o chestiune de genul ăsta nu a fost urmărit. Deci erau despre date personale, chestiuni de genul ăsta. Mă rog, securitatea a făcut mai multe verificări asupra omului ăla, care respectiv până la urmă a fost dat afară din facultate, nu în mod direct ca urmare a acestei informări, dar ca, pentru că s-a atras atenția asupra lui. Mai erau acolo niște informări în care sub semnătura asta Petrov, domnul Băsescu spunea că sunt colegi de-ai lui de facultate care apreciază libertinajul și modul în care oamenii își duc viața în Occident, tinerii de acolo, fără supraveghere. Și, în sfârșit, o delațiune despre cineva care voia să fugă din țară. Astea erau datele principale, astea sunt printre probele puse la dosar. Probele astea au fost recăpătate, reconstruite din alte dosare, pentru că din dosarele celor care au fost urmăriți, pentru că dosarul domnului Băsescu nu mai există în sine, dar asta a și fost greu de găsit și greu de căutat câtă vreme a fost președinte, dosarul de rețea. Că mai avea obiceiul să-și uite niște dosare prin studiourile de televiziune, poate l-a uitat și pe lui. Da, 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 cineva, cine știe. Nu s-a mai găsit ăla. E adevărat că documentele astea noi au fost predate după mandatul domnului Traian Băsescu, că știți că foștii colaboratori nu aveau dreptul în funcție.
Problema mai mare aici va rămâne pentru societatea românească faptul că Iaca e clar că un fost colaborator al securității a fost președinte și faptul că noi în 1990, martie 1990, nu am acceptat punctul 8 al declarației de la Timișoara care ne-ar fi scutit de chestiunea asta. Există și o lege care spune că în aceste condiții domnul Băsescu își va pierde drepturile pe care le are că a fost președinte, respectiv locuință, mașină, protocolul, SPP-ul, toate care îl însoțeau. Legea adoptată și promulgată anul trecut. Probabil că va intra în vigoare, dar nu chiar acum, pentru că domnul Băsescu se va duce la C2, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să conteste decizia justiției din România, deși cu slabe speranțe, pentru că a avut dreptul la o judecată legală. Și noi rămânem cu această idee, că mare parte din dezvăluirile făcute în timpul mandatului său, oricât de neplăcute ar fi fost, iacătă, se concretizează. Au fost oameni care au vorbit despre apartenența, să-i spunem, la securitate a domnului Traian Băsescu. În același timp, domnul Traian Băsescu rămâne singurul președinte sau primul care a încercat și a și reușit cu succes să condamne comunismul și a făcut asta printr-un text citit în fața Parlamentului României, într-un uriaș scandal, în care s-a citit acel text care totuși trebuie să rămână fundamental pentru noua societate românească. Ce nu știa societatea românească la data respectivă era că cel care citea textul și condamna simbolic comunismul în fața poporului român și a Parlamentului ales, era chiar unul dintre cei vizați de raportul respectiv. Și cu asta, cred că se încheie încă o etapă din istoria noastră, în care nu am apucat să facem ceea ce trebuia să facem în 1990 sau când a venit timpul să facem. O să mai apară cazuri din astea, vă atrag atenția, șeful SRI, domnul Helvig, a ieșit în toamna trecută, într-un podcast al SRI-ului, realizat cu purtătorul de cuvânt de acolo, cu domnul Marincea, și a invitat CNSAS-ul pe un ton din ăsta foarte ferm să vină să mai ia niște dosare care au rămas la ei și pe care CNSAS-ul încă n-are capacitatea să le ia. Și a zis că dacă nu încep să le împing eu, era o exprimare metaforică, să le trimit eu acolo, pentru că trebuie să vă uitați în ele, insista domnul Helvig la data respectivă, așa că cine mai are vârsta potrivită, gândiți-vă ce mai rămas pe acolo și ce mai e. Există un dosar privindu-l și pe domnul Mugur Isărescu, acolo e o chestiune cu Curtea Constituțională, dar o lămurim pe parcurs. Cătăline, îți mulțumim pentru comentarii și te așteptăm din nou mâine alături de noi. Sper că doar Cătălin nu... N-am avut ocazia, frate, că eram... Căutăm ceva? Eram mic, n-aveam eu vârsta potrivită să... Deci o relație cu o pachistaneză, ceva? N-am ieșit din Vaslui cât era comunismul. L-am adus odată la București, stătea taică-mea în fața acolo și zicea, uite, ăsta e intercontinentalul. Atâta s-a apucat, prieteni. Mulțumim! Aceeași frecvență cu tine.